Bună, iată, trecem acum la un roi. Adică nu este chiar un roi, el este format dintr-o familie care a intrat în frigurile roiului. Am luat matca de acolo și am făcut un roi cu matca respectivă. Înainte, bineînțeles, am rupt gâtul la vreo câteva. Fiindcă oricum are instinctul de roire. Ok, curățăm ramele. Aici voi vedea ce și cum, ce decizie voi lua. Mai sunt trântori, ceva. În țară de o lună de zile s-au cam aruncat trântorii pe afară. Înseamnă că e bine. Să aer. Spate în prima ramă, care o simt cam goală. Are un pic de miere, dar nu e chiar miere. Cantitatea de albine și blocajul mă interesează. Să vedem, ia eu somat intrat în friguri. Blocat, nu e miere cam puțin. În schimb are pier, pe care aș putea să-l folosesc eu în altă parte. Dar o să-l strâng un pic. Poate va trebui chiar să-l desfințez dacă nu are matcă. Voi vedea. Sunt diferite situații. Are matcuță. Singurul lucru care mă surprinde este că această matcă nu este cea bătrână. Este o matcă tânără, împerecheată acum. Eu nu am mai verificat ramele. Dacă este împerecheată acum, nu știu de unde a apărut, unde o fi habătrână, chiar nici nu contează, probabil o fi vreun roi care a roit. Deci avem o matcă tineră, strângem ramele, am luat o ramă cu puieta săzut. De ce la aceasta? Fiindcă aceasta cantitatea de puiet este un pic mai mare ca suprafață. Vedeți, aceasta este suprafața și în caz de nevoie voi aduce și ei puiet din altă parte, dar acum am nevoie în altă zonă. Deci așa jonglez eu cu puietul. Are și mâncare, nu e chiar cum am crezut, e chiar el, dar are nevoie. Și vom nota că are nevoie de hrană. Aici strângem la 4 rame.
strângem la 4 rame și punem o diafragmă. Așa facem. Acesta este strâns. Acum mă interesează ce a fost aici. Eu am notat pe o grilă, fiecare familie. Stupului am dat un număr și voi afla exact ce s-a întâmplat. Bine, n-am verificat mărcile. Acum mai prima oară și voi nota că această matcă este tânără. Aia bătrână a dispărut. Deci am notat ce am avut de notat. Facem tratamentul. Facem tratamentul și lui și pasta asta. Trecem la următorul, unde vreau să dau puiet. Patru intervale, 8 ml de acid. Acum fiți precauți, eu folosesc acidul, voi nu l-ați folosit. Dacă ați făcut cu varachet, nu mai folosiți acid acum, că nu mai e recomandat să amestecați tratamente. Dacă amestecați tratamentele, că atunci când amesteci berea cu vin, nu știi ce efect are. Ori faci un tratament, ori pe altul, dar nu amestecați tratament. Iată, am aplicat tratamentul și gata. Data viitoare venim cu sirop mai mult. Deocamdată închidem, fiindcă, dar după ce am făcut o greșeală, închidem. Să scutură această ramă cu alb. Așa, acum închid. Când te gândești la prea multe, faci prea mult. Acum e gata. Și închidem temporar, fiindcă vom veni pentru a rezolva problema din față. Mergem la celălalt, unde vrem să-l întărim. Bun.